Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun găsit la o nouă emisiune de vineri după amiază. De data aceasta, având în vedere că în emisiune trecute, spun unii că m-am cam întrecut cu dedioiciu și miroase a trotir și aproape de pușcă prea mult și a napalm și a nitrotoluien în studio, m-am gândit să schimb puțin, să facem, cum s-ar zice, sfeștanie, să mai alungăm duhurile rele, la care eu nu o să mă pot dezbara niciodată, având în vedere vremurile în care trăim, dar din când în când mai facem câte o deschidere de fereastră înspre valorile culturii naționale pe care niciodată nu le-am cultivat îndeajuns. Și pentru că se apropie ziua de 1 martie, peste 2-3 zile, ziua în care s-a născut Ion Creangă, unul dintre cele mai puternic încărcate de românitate figuri din istoria culturii naționale. Pe la alții mai dăm vina pe influențe culturale, pe studii, pe filozofia lumii, pe înalta lor cultură, pe universul foarte încărcat cu surse și izvoare de inspirație de sorginte livrescă. La Ion Creangă, care n-a citit nici cât mine, nici cât colegul meu, nici cât dumneavoastră, dar este genial. Și văzând în aceste zile cum se prezintă în fața Comisiei Parlamentului pentru a-și prezenta chipurile, virtuțile de a fi președinți, lideri, directori ai Institutului Cultural Român din diferite părți ale lumii, care să promoveze cultura românească în lume, văzând atâția oameni totalmente neaveniți, de care ți-e și milă, străini totalmente de cultura națională și de cultura lumii și de misiunea pe care ar avea ei acolo. Nu dau numele, ați văzut pe la televizor. Am zis că, de când în când, după lupte și dispute pe care le mai avem și ați văzut în emisiunile trecute cu ce bombardament m-am prezentat în fața dumneavoastră, cu acte, cu documente, cu mărturii zdrobitoare ale abuzurilor cu care ne confruntăm, am zis de când în când să mai deschidem câte o pagină din cultura națională. Și la astfel de dialoguri nu este bine și am considerat că nu este cazul să mă prezint de unul singur și am venit, cum vin de obicei, mai ales la emisiuni culturale, dar și de altă natură, cu domnul Stan Berbenel, prietenul meu, care e un neobosit căutător de comori de frumusețe în cultura românească. El are mare răbdare de a-i citi și pe contemporani, eu mai puțin, am rămas cantonat mai mult la operele fundamentale ale culturii românești. Nu prea am timp să mă uit în toate încercările și producțiile celor de azi, din zilele noastre. Dânsul o face, îi citește și chiar scrie despre ei. Și de aceea l-am luat partener de discuție în discuția noastră de astăzi despre Ion Creangă, dar Ion Creangă folosit, cum fac eu de obicei, și ca pretext pentru a face trimiteri și la contemporaneitatea în care ne consumăm existențele. Bun venit, domnul Sandor. Bine v-am găsit atât pe dumneavoastră cât și telespectatorii postului Campus TV. Subiectul de astăzi este foarte generos, pentru că ați vorbit de persoanele care ajung pe la Institutul Cultural Român, de ajung să ne facă de râs și acolo, nici prin gând nu întrecea că la Lisabona are să ajungă cineva, acolo unde la Ambasada României din Lisabona a lucrat o perioadă de timp marele Lucian Blaga, a cărui casă am văzut-o într-un orășel de lângă Lisabona. Acum Creangă este socotit, alături de Eminescu, Caragiale și Slavici, unul din cei patru mari clasici ai literaturii române. Nu știu cât de bine este cunoscută viața și opera lui Ion Creangă în rândul
mai tinerilor noștri concetățeni. S-ar putea niciunii mai de-o seama noastră să nu cunoască multe despre opera sa, care, așa cum a spus dumneavoastră, este genială, o operă a unui om care n-a avut studii foarte mari, n-a avut acces la biblioteci mari din Occident, de la marile universități din Occident, însă el a avut alt acces, a avut un acces la genialitatea poporului român nativă, nativă, acela care a dat fenomenala Miorița. Probabil că pentru mulți, nu de la noi, după în afară, Ion Creangă este un caz. Un caz în ceea ce privește modul în care a reușit să-și așterne pe hârtie amintirile, poveștile, bazmele, povestirile în care a făcut uz, dar numai atunci când era cazul, de proverbe, de ghicitori și de alte cugetări și de alte produse, ca să spun așa, ale oralității poporului român. El de aici s-a adăpat. Ca pregătire, el totuși a făcut ceva studii. Absolvent de seminar teologic. A făcut la Târgu Neamț seminarul de catecheți, apoi la Școala de Catecheți. Școala de Catecheți la Fălticeni și din nou la Iași. Deci are cunoștințe sau a avut cunoștințe din astea care i-a permis să înțeleagă mai bine sufletul poporului din care făcea parte. Și de unde el însuși parte. Venea. Așa. Este atât de mult de vorbit, sunt atâtea aspecte care poate că și pe noi care suntem fii de țărani ne leagă, ne reprezintă de activitatea de opera lui Ion Creangă, încât ne este foarte greu să ne oprim asupra unor aspecte. Spuneați că se prezintă unii în fața comisiilor parlamentare să obțină girul de a difuza cultura română în mari centre culturale ale Europei și dădeați exemplu clar la Lisabona. La Lisabona se află un lectorat de limbă română în care au predat mari profesori români și nu numai atât, ca și în alte centre universitare din lume, recunoscute, la Sorbona, la Oxford, la Cambridge, până la Los Angeles, în Statele Unite. Sunt catedre la care, printre alte valori universale, se predă și Ion Creangă, inclusiv la Lisabona, și la Roma, și la Berlin. Deci, acolo, cine vrea să înțeleagă fibra unică și irepetabilă, specifică, identitară, a neamului românesc, una dintre cele mai scurte căi de a ajunge la universul și sufletul românesc este studierea operei lui Ion Creangă și a vieții lui Ion Creangă în general. Un critic literar francez, Jean Boutier, i-a dedicat o carte importantă La vie, l'œuvre de Ion Creangă, viața și opera lui Ion Creangă. Vă dați seama că cel care se aduce acum să ne reveziți la Lisabona nici n-a auzit de așa ceva, abar n-are. Și nu numai de Creangă, nici de Eminescu, nici de Blagaj, nici de celelalte valori ale culturii naționale. A fost omagiu Brâncuș zilele trecute. Îmi imaginez cât de bine au fost ei înarmați cultural ca să poată să promoveze un pisc al spiritualității românești în cultura universală. Este de-a dreptul de neînțeles cei care au desemnat asemenea persoane, pentru că nu știi, nu te pricep la Brâncuș, dar te pricep la Eminescu. Nu te pricep la Eminescu, dar te pricep la Cantemir, că tot este anul Cantemir. Sigur. Așa. Dar să nu te pricep la nimic, nici măcar să legi două vorbe în fața comisiei din Parlament, mi s-a părut ceva de domeniul absurdului. Parcă
îl vedeam pe Urmuz stând într-un colț acolo și luând notițe. Știți cum îl mai cheamă pe Urmuz, apropo? Da, are atașat la numele lui Buzău. George Demetru Buzău. George Demetru Buzău, alias Urmuz, părintele absurdului în literatura română. Deci absurde sunt aspectele reprobabile despre care vorbim, că pe mâna cui au încăput funcții importante, bine plătite, cu cheltuieli mari din sudoarea poporului român, ca să fie făcut de râs, nu promovat și nu omagiat prin valorile sale culturale și nu numai culturale în lume. Întorcându-ne la Creangă, stau câteodată și mi-aduc aminte ce oameni, ce vremi și ce oameni mai erau prin părțile noastre când am început drăgălisă, Doamne, am ridicat copilaș la casa părinților mei din Humulești, sat mare și vesel, întemeiat în toată puterea cuvântului, cu flăcăi voinici și fete mândri care știau a învârti și hora, dar și suveica de voia satul de vătale în toate părțile. Și, Doamne, frumos era pe atunci, căci părinții și frații și surorile ne erau sănătoși și casa ne era îndestulată și copiii și copilile megieșilor erau de-a pururea în petrecere cu noi. Iar eu eram vesel ca vremea cea bună și sturlubatic și copiloros ca vântul în tulburarea sa. Dragul era satul nostru cu ozana cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul în care se oglindește cu mâhnire cetatea neamțului de atâtea veacuri. Deci, domnule, nu vreau să fac mare paradă, dar a vorbit despre unul pe care nu-l cunoști, este reprobabil și nu e în firea noastră. Noi am pătruns în fibra spiritului, românismului lui Ion Creangă, pe care Garabete Brăileanu, dacă nu mă înșel, l-a numit poporul român însuși, surprins în ipostaza genială a existenței sale. Deci, vă dați seama cât de mult se confundă acest tip uman prin viața și prin opera lui cu spiritul românesc. Ion Creangă nu poate fi extras din matricea poporului român. Face parte indisolubil din poporul român. Cel care era cu 100 și ceva de ani, din păcate astăzi... S-a născut acum 176 de ani. Pentru 1 martie 1837, iar după o condică a bisericii din Humulești, deși el așa a declarat întotdeauna că e născut la data de 1 martie 1837, deci într-o condică pe care ar fi găsit-o un cercetător, deși uneori mai există semne de întrebare și asupra acestora, că s-ar fi născut pe 10 iunie 1839. Acum, dacă s-a... Cred că mai semnificativă este data morții. Da. Pentru că s-a stins în același an cu Eminescu. Deci marile prietenii se sting odată, în același an, 1889. Adică aceeași flăcări, adică flăcările lor s-au stins în același an, la distanță de câteva luni. De câteva luni de zile, Eminescu 15 iunie 1889 și Creangă 31 decembrie. În seara de anul nou. De anul nou, când au venit copiii, Colindu, ca după obicei, că ele fuseră învățător cu plugușorul, a ieșit în sălița de unde altă dată li se dădeau nuci și covrici, a ieșit Tinca și le-a spus că domnul învățător nu mai era. Muriseră în acea noapte. Da. Acum spuneați că se predă în marile universități. Este adevărat. Marile universități din lume. Din păcate, la noi nu prea să mai predă Ion Creangă așa cum trebuie, așa cum l-am perceput noi și cum l-au mai perceput și alții, nu numai noi, să nu o facem noi pe deștepți în fața telespectatorilor. Problema este că din ce în ce mai puțin se vorbește despre mari autori ai noștri, ajungându-se până acolo de niște oameni cărora nu vreau să le dau numele, dar nu sunt români, spunând de cadavrele noastre din debaras, mai terminăm cu ele. Iar alții chiar solicită ca Eminescu și cu Creangă să nu mai, sau eu știu, să nu se mai dea bacalaureatul la limba română. Că în general, limba română a propus nu de mult, cu săptămâni în urmă, Mircea Cărtărescu
a propus ca să nu se mai dea limba română la bacalaureat. Acum, întrebarea ar fi, ca oameni zdraveni la cap, că am vorbit aici și de Eminescu, am adus eu aminte, și de Blaga aducem aminte, și de alți scriitori, vorbim astăzi mai mult despre Ion Creangă, de la cărui naștere se împlinesc 176 de ani, pe 3 martie. Deci, ne gândim așa, ce o fi în capul lor, ce o fi vrând ei, ce fel de om să iasă din liceu acum, în anii aceștia, în această vreme, fără minima cultură generală, fără să știi principalii scriitori, fără să ai noțiuni de curente, direcții, ori principalele reviste, publicații, de obiectul limba și literatura română. Păi dacă limba națională, limba acestei marele tezaur care ne-a mai rămas, ne-a distrus, că iată, se distruge acum și Delta sub ochii noștri, și s-au distrus atâtea valori, și Piere și Delta Dunării în timpurile noastre, ca să ne umplem și cu această crimă la activul nostru, că am stat pasiv când ni s-a ruinat țara cu totul, și păduri, și codri, și flote, și industrie, și sistem bancar, și mine de aur, și petrol, și gaz, și tot. Așa, deci în aceste momente de ruină națională, de să mai vii și să scoți din școală și studiu, și dacă nu dai la bacalaureat, obiectul e ca și dispărut. Și studiul limbii române, tezaurul limbii naționale, unul dintre puținele tezaure care ne-au mai rămas, deși ne-au rămas și astea ciuntiți, și acum să fim iertați că vorbim chiar la o televiziune, dar oamenii din presă în general au contribuit și ei din greu la mutilarea limbii române. Peste tot greșeli impardonabile, peste tot stâlciri, pociri de limbă. Deci n-a dispărut cu totul acest tezaur, dar de mutilat și de ciuntit este în fiecare zi. Am fost coleg de Parlament cu George Pruteanu, un vașnic apărător al limbii române, pe lângă mulți alții pe care i-am cunoscut, și gruparea în care făceam parte excela prin acești oameni ai Condeiului, ai Scrisului, critic literar Radu Mihai Ungheanu, George Pruteanu, un universitar și un filolog remarcabil. Era Dumitru Bălăieț, un scriitor important, vicepreședintele Uniunii Scriitorilor la vremea aceea, Paul Magheru, profesor de filologie redutabil. Era atâta lume. Cu George Pruteanu și cu colaborarea celor de specialitate am scos o lege care funcționează totuși în România. Cine vrea să facă apel la ea, să o folosească, legea limbii române, care a pornit foarte generos, cu o lege amplă, bine structurată. Și ne-a fost ciuntită ca aia nu, ca aia nu, ca aia nu, ca aia nu, și a rămas și a rămas din ea, dar măcar a rămas până la urmă. Disputa mare era una de care și Creangă spune, povestește cu năduf, ce nu mai poți, domnule, în Paris, în Iașul nostru, nu mai poți în Iașul nostru de franțuzisme. Unde te uiți? Café de Paris. Firmele străine îi năpădiseră și pe ei la vremea aia moda unui europenism agresiv în pofida limbii naționale și a culturii naționale. Erau acei tineri despre care vorbea și Eminescu, care s-au întors de la studii și voiau să aducă progresul în provinciile românești. Problema care se mai pune în ziua de astăzi este faptul că Ion Creangă n-a devenit el scriitor așa, că s-a trezit el într-o dimineață și s-a apucat să scrie. Norocul lui și mai ales norocul nostru a fost că în acea perioadă, pe la 1874, Mihai Eminescu era revizor școlar. Un fel de inspector. Inspector. Și prin atribuțiunile sale a mers și la... Mergea din școală în școală. Din școală în școală și a mers și la o clasă de-a lui Ion Creangă, la clasa la care preda Ion Creangă. Și acolo a asistat. S-au cunoscut, dar nu atunci a fost marea întâlnire dintre ei, ci au reușit să întâlnească prin oraș și și-au adus aminte cum s-au cunoscut. Și locul cel mai pitoresc în care se întâlneau
autorii de la acea vreme și membrii societății Junimea, din care Eminescu făcea parte, era la Crâșma Bolta Rece. Acolo, din vorbă în vorbă, pentru că și lui Creangă și lui Eminescu îi plăcea mâncarea, îi plăcea și un vin bun, din vorbă în vorbă, când se dezleagă limba la chestiile astea, unul i-a povestit Eminescu ce a citit el și ce a învățat pe la universitățile din vest, Viena și Berlin, iar Creangă a venit și el cu poveștile lui de la Humulești, de lângă Ozana. De la Universitatea lui. De la Universitatea Populară. Da. Și atunci Eminescu a rămas foarte surprins de bogăția elementelor populare care circulau prin Viu Grai. Și l-a îndemnat să le scrie. A scris azi una, mâine alta, dar acum, ca să devină cunoscut, a trebuit să-l introducă și pe Creangă la Junimea. Cenaclu care polariza. Care polariza. Atenția. Și care era format, printre alții, de Pepe Carp, Petre Pepe Carp, Titu Maiorescu, Vasile Pogor, Conta Iacob Negruțe și Maiorescu, da, care i-a fost profesor la un moment dat lui Creangă. Acolo exista obiceiul, nu o știm de altfel astăzi, ca cei care mergeau pentru prima dată la Junimea și urmau să citească ceva, trebuia să prezinte niște lucrări din astea mai puțin literare, mai libere, lumești, spre obscenitate unele dintre ele. Nu era o regulă. Spre zona asta mergea Creangă prin natura lui. Ceilalți care luau cuvântul, când le venea rândul să vorbească, vorbeam de debutanți. Debutanți au fost... Ceilalți vorbeau în stilul și în universul și potrivit culturii lor, pregătirilor. Da. Creangă a venit cu aplecare către, că îi întreba de la început, domne, eu nu vreau să supăr, să-mi spuneți cum să spun ce am eu de spus pe ulița cea ocolită sau pe ulița cea dreaptă. Și atunci a spus, spune, domne, pe ulița cea dreaptă. Și atunci aș mai dădea drumul la gură și mai folosea și expresii licențioase. Așa s-a născut povestea poveștilor și povestea lui Ionică cel prost. Două lucrări care... Lucrări marginale. Marginale. Pentru care apetitul publicului pentru senzațional, așa cum se întâmplă și pe la emisiuni de televiziune și alte, le-au dat importanță prea mare. Marii noștri cărturari și critici literari au vorbit despre amintiri din copilărie și celelalte scrieri, ignorând această zonă, pentru că și cu ele și fără ele Creangă rămâne Creangă. Da, și esența lui nu este acolo. Sunt cu totul și cu totul. E ca și la Eminescu, unde au găsit unii niște, niște poezii din alea. Nu au nici o relevanță etică, estetică ca valoare categorică acest lucru, dar ei, cei dușmani, că toți aveau dușmani, acolo, sigur. Că toți aveau dușmani, chiar și după moartea lor, i-au taxat foarte dur pentru aceste atât de mult l-au taxat încât fiul lui veni și el de pe la studii, așa, a spus Constantin Creangă, mai termină tată odată cu țărăniile tale că mă faci nevricos din fire de nu mai pot să mai ies în oraș că râd toți de mine. Deci, stau dreptate că făcuseră ceva vâlvăne pentru că suntem mult mai atrași și ușor de anumite zone decât să pătrunzi acum filozofie grea și adâncă și niște cărți grele, încifrate, așa când e mai aproape de... Da, am adus aminte despre aceste lucrări pentru că de la acestea au pornit dușmanii lui, și a lui Creangă și a lui Eminescu ca să-i desfințeze, să le desfințeze opera, să-i ducă în derizoriu și să spună, ia mai terminați cu cu Eminescu și cu Creangă, că uite ce-i de cap, nu-i nimic de capul lor. Totuși cei Gheorghe Panu, oamenii care aveau pondere acolo în cenaclul Junimii, nu mai spun de Maiorescu, spiritus rector al acestei grupări literare, ei știau să desprindă esențele și vedeau în Creangă ceea ce era de fapt
vedeau în Eminescu ceea ce era de fapt și nu apetitul pentru anumite expresii grosiere. Dar tot în perioada asta, de fapt, atunci a început cea mai frumoasă prietenie din literatura română și poate una dintre cele mai frumoase din literatura universală. Eminescu-Creangă. Eminescu-Creangă. Exista o vorbă atunci și că unde este Eminescu este și Creangă și unde îl vezi pe Creangă, îl vezi și pe Eminescu. Deci erau nedespărțiți. La un moment dat, Eminescu și-a pierdut slujba de revizor școlar, nu mai avea unde să locuiască. Între timp, pe la 1000, înainte de a se cunoaște, Creangă își cumpărase acea locuiță Bojdeuca. Bojdeuca din dealul Țicăului. Din Țicău, da. Așa, și l-a invitat la el. Deși acolo Creangă mai avea și băiatul, care s-a născuse la 1860, după unele surse, după altele la 1864, dar cele mai multe dau ca an de naștere 1860, ca fi al lui Creangă și al Ilenei, fata unui preot care slujea la biserica din, la o biserică din Iași, acolo unde Creangă a fost diacon. Un timp. Un timp. Așa. S-au despărțit, acea fată de pop a plecat cu un călugăr și i-a lăsat și băiatul pe cap lui Creangă. Deci nu o ducea prea grozav Creangă, mai ales că în perioada asta lui în Iași acolo i-a mers multe din astea, au circulat multe anecdote și pe baze reale, că și pentru unele dintre ele a fost dat afară din preoție, că trăgea cu pușca în cior la mănăstirea Golia, că și-a tuns pletele și și-a ras barba, că mergea la teatru, că nu știu ce mai răspunsurile făcea. Răspunsurile lui au fost foarte clare. Din cauza asta, în loc să-i numească arhierei, le spunea arhierei celor care l-au sancționat. Dar spiritul lumesc din el n-a putut fi încorsetat după canoanele vremii ca față preoțească, bisericească, și atunci dacă s-a dus la teatru, i s-a reproșat că nu are voie preotul să intre în teatru, pentru că acolo se întâmplă lucruri care nu sunt incompatibile cu calitatea de preot, de slujitor al lui Dumnezeu și al mulțimii. Și ce le-a răspuns Creangă când au reproșat că s-a dus la teatru? S-a enervat și a zis: eu cred că mai degrabă să spurcă teatru când intră popa întrânsul decât invers. Deci l-au agasat atât de mult încât până la urmă a părăsit breasla preoții și așa. Cum a renunțat la plete, dacă așa? Făceau dese vizite la mănăstiri, că cu ocazii sau alta se sărbătorea hramul mănăstirii și se făceau acolo slujbe așa, dar și o petrece, o masă, cum se face la hramul unei biserici, dar și la mănăstiri. Și acolo n-are de lucru o călugăriță și spune: tare îmi plac pletele tale, Ionic. Și Ionică le-a tăiat și le-a lăsat amintire lui maica Evlampia de la Vărate. Deci acestea fac parte din pitorescul personajului Ion Creangă. Da. Da. El... ca și trasă cu pușca în ciori, neavând locuință la vremea aia, că nu stătea în Bojdeuca din Țicău, a stat la mănăstirea Golia, într-o chilie acolo, veneau stoluri de ciori, pentru că era liniște mult acolo și copaci, niște pomi mari, așa, și s-a adunat foarte multe ciori care nu-l lăsau să doarmă. Și el a făcut rod de o pușcă, așa, și l-au văzut oamenii pe preot în haina preoțească, în sutană, trecând cu pușca în ciori. Deci, pentru aceste lucruri a fost scos din preoție și cu năduf așa și a luat hainele preoțești, le-a împachetat, le-a legat cu o sfoară și a pus un bilet pe ele: de la această biserică mi s-au dat, la această biserică le întorc. Și s-a dus și le-a predat, și după aceea din ce trebuia să trăiască, din ce a fost nevoit să trăiască,
și a deschis un debit de, tutun. Și acum preotul, după ce trăsese cu pușcanciori, după ce se tunsese, de s-a dus vestea ca de popă tuns, și după atâtea, după ce a intrat în teatru unde îi se interzicea, s-a mai așezat la debitul de tutun să vândă și iarba dracului, cum se zice, tutunul. Da. În George Călinescu, vorbind despre aceste întâmplări care i-au marcat viața lui Creangă, spunea acolo că el a făcut multe demersuri în scris către, să zic, către oficialitățile vremii, inclusiv la Titu Maiorescu și la ministrul Wilhelm Tell. Toate au rămas, i-au fost respinse, dar ce a remarcat Călinescu, modul foarte exact, din punct de vedere juridic, al argumentării solicitărilor sale. Da, o să revenim după o scurtă pauză și cu alte detalii despre viața și opera lui Ion Creangă, de la cărui naștere se împlinesc pe 1 martie 176 de ani. Revenim. Revenim la discuția noastră de vinerea după amiază, pe care am vrut-o de data asta mai relaxată, mai culturală, mai puțin încrâncenată decât prezențele noastre anterioare. Trebuie să fac o rectificare. Dacă eram foarte ager la matematici, nu fugeam de matematici și ajungeam ca să ajung la filologie, la litere. Se împlinesc 186 de ani de la nașterea lui Ion Creangă, acum la 1 martie. Deci 186 de ani și totuși a rămas atât de actual și atât de reprezentativ și de frumos grăitor despre ființa neamului românesc. Vorbeam noi despre casa părintească, despre universul din care vine, despre Omulești. El se autodefinește la un moment dat în amintiri ca fiind un boț cu ochi, o bucată de humă însuflețită din Omulești. Atât de bine simțea lumea din care venea. Cei care i-au aprofundat opera și destinul și s-au ocupat și de viața și de opera lui Ion Creangă știu că la bătrânețe, cu ceva timp înainte de a muri, s-a întors în Omulești și n-a mai recunoscut nimic. Am avut sentimentul acelora care evocă această stare tristă, că nu mai recunoștea, nu mai erau aceiași vecini, nu mai erau aceiași copii, nu mai era aceeași veselie, satul nu mai era la fel. Același sentiment pe care îl avem noi, acum când ne ducem prin satele noastre și nu mai recunoaștem mai nimica. S-au schimbat atât de multe, au plecat prin străinătate, au rămas case în paragină, vecinii, unii nu mai sunt, nu mai trăiesc, alții s-au mutat, s-au pribegit. Deci cam același sentiment l-a avut el la vremea aia când s-a întors în Omulești. Înainte de a muri, s-a dus la biserică și pentru că nu era nimeni acolo, a intrat în biserică și și-a cântat singur prohodul, slujba de înmormântare. A zis că, după felul cum s-a purtat și cum l-au mai tratat unii alții, e posibil ca să n-aibă cine să o mai facă, măcar să-și facă el slujba de prohodirea în timpul vieții. Deci, e atât de adânc înrădăcinat că orice desprins de acolo, chipul fraților, surorilor, chipul mamei, față de mama avea o prețuire cu totuși deosebită, Smaranda Creangă. Mama, așa era mama la vremea copilăriei mele, biată să fie de păcate, căci era în stare să toarcă în furcă și să-și dea băietul la învățătură, crezând săraca, sărmana, că o să ies un al doilea Cucuzel. Cine era Cucuzel? Circula o legendă în vremea aceea că era un preot atât de înzestrat cu har, încât când ținea o cuvântare despre cineva care muriseră, impresiona și smulgea lacrimi și din pietre, făcea și pietrele să plângă. Și Smaranda Creangă, femeie din acele vremuri,
își imagina că ducându-l la învățătură, așa, în ciuda opreliștilor și a împotrivirii lui Ștefan al Petrii, tatălui lui Ion Creangă, Ștefan al Petrii Ciubotariu, care zicea, păi dacă au învățat toți cartea așa cum crezi tu, nu o să mai aibă cine să ne tragă ciubotele. Deci nu era deloc patruns de ideea de a-și duce băiatul la învățătură. A fost numai și numai ambiția mamei sale, ajutată de bunic, de tatăl Smarandei, David Creangă din Pipirig, un om originat de prin Ardeal, care venea cu lumina cărții ardelene, cu înclinare spre carte, deci avea rădăcini în altă parte și venise cu acest imbold către învățătură. Și așa ajunge Nică al lui Ștefan al Petrei să învețe și gramatica lui Măcărescu, pe care ei îl numeau Măgărescu din cauza că le era așa de plicticos prezentată în manuale, miții, nivili, meteorone, veile, gramatica lui, pe care prietenul, colegul de bancă al lui Creangă, Trăznea, zice că nu le putea învăța niciodată, era mereu mustrat pentru asta și a trăit săracul trist până când a murit și zice Creangă cu năduf, cred că au murit înnecat cu pronumele conjunctive, stârpitule ar fi numele. Deci am intrat puțin așa în mediul acesta. Despre mama lui, Creangă avea un cult adevărat și credea că lucrurile au anumite obișnuite în toate casele țărănești. Lui se păreau multe și mari minunății. Mama la vremea ei știa să facă multe și mari minunății. Închega apa numai cu două picioare de vacă de se încrucea lumea. Înfingea toporul dinaintea ușii ca să alungi norii cei negri de pe deasupra satului nostru. Îndată ce nu-i venea la socoteală căutătura mea, îmuia cu degetul îmbălat puțină tină de pe opsasul încălțării sau mai îngrabă funingene de la gura sobei și îmi făcea un benghi boghetă în frunte zicând cum nu se deoache călcăiul, cum nu se deoache gura sobei, așa să nu mi se deoache odorul. Bun. Anuca a alungat norii cei negri de pe deasupra satului nostru și grindina, zice, și îndată se ivea soarele, îmi striga, îmi zicea, ieși copiile cu părul bălan afară și râde la soare, doar s-a îndreptat vremea. Și vremea s-a îndreptat după râsul meu, căci eram odorul mamei și așa mai departe. Universul amintirilor din copilărie, noi nu avem timp pentru asemenea emisiune, dar facem niște deschideri pe care le considerăm binevenite. Și dacă nu au timp să mai citească, că de regulă sau a devenit o obișnuință să nu se mai citească în zilele noastre, dar mulți au calculatoare și poate să intre să revadă, dacă l-au văzut și nu l-au înțeles la timpul lor, filmul regizat de Elisabeta Bostan, Amintiri din copilărie, în care este absolut fabulos ce se întâmplă acolo, în care cel care l-a interpretat pe Nică, un copil a fost ales din vreo 12.000 de oameni din Bicaz și care n-a devenit, din păcate, actor. A încercat altceva, și taximetrie, și calculatoare, și s-a dus în partea opusă a țării, acolo s-a căsătorit după soție. Problema care să mai pune mai departe este că acel univers e adevărat. Eu am trecut în urmă cu ceva vreme prin Humulești, am fost și la casa părintească a lui Ion Creangă, cea care a devenit casă memorială, dar alături este și un muzeu în care sunt foarte multe din personajele și obiectele caznice care fac și nu numai caznice, și de lucru al câmpului. Foarte impresionante sunt acele imagini de acolo și mai ales te face vrând nevrând să te uiți, să cauți Ozana, de râul în care își oglindeau ei sau se oglindea cerul de deasupra Humuleștiului și cetatea Neamțului, pe care am văzut-o și pe aceea, în care Nică, deci în valurile răcoroase, în verile cele mai calde, se bălăcea
și cu alți copii, de cele mai multe ori uitând că mama lui avea treabă și îl punea și pe el să o ajute în creșterea celorlalți copii. Că ei au fost 7 copii la și părinți și frați și surori, din care ultimii 3 au murit de mici. Universul acesta este fabulos. Cine n-a trăit la țară, la câmpie, într-un sat românesc, nu poate să-și dea seama, nu poate să simtă ceea ce a simțit Ion Creangă. Vedeți că și Mihai Eminescu vine tot dintr-un sat din Ipotești, deși el s-a născut la Botoșan, dar copilăria a trăit tot. Nu are relevanță. Mediu adevărat. Așa, Marin Preda cu al său Moromete, tot din zona de Câmpie. Deci un copil din Bâsca Rozilii. Da. Dintr-o zonă frumoasă, nu? Sau care s-a născut așa, bun. Se naște în Buzău, la maternitate. Îi scrie Buzău pe el. Sau nebun. Păi ce treabă are el cu Buzău? Așa și cu Botoșani. Vreau să vă spun că acolo relevant este... A stat o perioadă și la Botoșani, pentru că era tatălui. Nu la naștere. Nu la naștere. N-are legătură cu locul nostru. Da, asta vreau să spun. Are legătură cu alte locul etape unde a trăit primii ani din viață. La Creangă, întorcându-ne. Copiii și copilele begieșilor, pentru că venise vorba că o ajuta trebuia să o ajute, n-avea cum cu atâția copii pe Smaranda Creangă să se ducă cu mâncare la niște lingurari și intervine episodul Pupăzanitei la treburile casei. La treburile casei se amesteca și el și se întrecea cu fetele cele mari de întors. Îi punea la tors lână ca să facă haine, subane, îmbrăcăminte. Așa, pentru că Ștefan al Petrei era și un pic de negustor. Umbla cu cotul subțoară până iar Maroc și vindea sumane făcute de Smaranda Creangă. Acolo copiii la preparatul firului de lână, ca să înțeleagă și cei care nu mai știu ce sunt astea, torcea și el, încât era poreclit la un moment dat Ion Torcălău. Deci, și nu-i convenea deloc. Deci ei erau nu numai copii zglobii și jucăuși, ci erau nevoiți să pună mâna și la muncă, și la treabă. Așa și la școală, cu dascăl, așa cum era la biserică, mai se întreceau din glume la prins muște cu ceaslovul, dar se învăța și carte, și cum era la vremea aceea. Făceau cunoștință cu... Exact, cu Sfântul Nicolae. Cu Sfântul Nicolae cel din cui. Cu biciu, adică? Sigur că da, cu biciu, care era modul de a aplica pedepse a vremii. Da. Despre prietenia lui... Despre prietenia lui Eminescu și Creangă. Cu Creangă se pot spune încă multe. La un moment dat, Eminescu a trebuit să plece de la Iași la București. Păi știți cine a fost de vină? Că am vorbit noi în studio. Cuza. A făcut unirea și s-a mutat conducerea de la Iași cu Parlament, cu tot, la București. Și dacă s-a mutat și Maiorescu și s-a mutat și Petre Carp și s-a mutat și Cenaclu Junibic și s-a mutat toată lumea la București, în noua capitală a României Unite, așa s-a mutat și Eminescu. Unde a devenit redactor la ziarul Timp. Conservator Timpul și a urmat calvarul de unde i s-a tras moartea despre care noi am vorbit. În perioada asta cât Eminescu, sau cel puțin în primii ani, când Eminescu a plecat din Iași, Creangă a fost tare supărat, abătut, trist, parcă nu-i mai reușea nimic. Și aceste supărări veneau și din faptul că la unele scrisori Eminescu nu-i răspundea. Și cu Dojan îi scria, dar totuși încheia scrisorile cu te sărut, te sărută pe frunte ionică. Bun. În completarea a ceea ce spune prietenul meu, scrisoare a lui Ion Creangă către Mihai Eminescu. Bădie Mihai, ai plecat și mata din Ieși, lăsând în sufletul meu multă scârbă și amăreală. Să dea Dumnezeu să fii mai bine pe acolo, dar nu cred. Munteanu e frate cu dracu. Dintr-un pol, el face doi. Și apoi de
poate nu-s cu inima curată când grăiesc de fratele nostru că-i cu dracu, în loc să fie cu Dumnezeu. Dar iartă și mata, căci o prietenie care ne-a legat așa de strâns nu poate să fie ruptă fără de ciudă din partea aceluia care rămâne singur. Această epistolie ți-o scriu în cerdacul, unde de atâtea ori am stat împreună, unde mata, uitându-te pe cerul plin de minunății, îmi povesteai atâtea lucruri frumoase, frumoase. Dar coșcogimite om ca mine, gândindu-se la acele vremuri, a început să plângă. Bădeie Mihai, nu pot să uit acele nopți albe când hoinăream prin Ciric și Aroneanu, fără pic de gânduri rele, dar din dragostea noastră cea mare pentru Iașul nostru, cel uitat și părăsit de toți. Și dimineața, când ne întorceam la cuibar, blagosloviți de aghiazma cea fără de prihană și atât de iertătoare a tincăi, care ne primea cu alai, parcă cine știe ce nelegiuire am făcut și noi. Ți-a scris mai multișor, însă a venit Tănăchescu și trebuie să plec cu dânsul la tipografie. Cu toată dragostea, Ionică. Iași, 1877 decembrie. Deci, mai mult decât ce spune el, ce să spunem noi, toți ceilalți, despre Eminescu, către Eminescu și din care se înțelege cât de strânsă și de întrepătrunsă era prietenia dintre ei. Într-o altă scrisoare, Creangă, ca urmare a neprimirii niciun răspuns, niciunui răspuns de la prietenul său, îi spune îl dojenește un pic, că nici de Veronica nu te-ai mai interesat, da. Iar Tinca ne așteaptă cu o oală de sarmale din aia care îți plăcea dumitale. Foarte mult. Foarte mult. Îi zice așa, apropo de această scrisoare. În altă scrisoare. Bădie Mihai, ce-i cu Bucureștiu de-ai uita cu totul Iașul nostru cel oropsit și plin de jidani? Asta era mediul vremii. O fi musai viața burlăcească pe acolo, dar nu se cade să ne uiți prea de tot. Veronica a fost și azi pe la mine și mi-a spus că și cu dânsa faci ca și cu mine. De ce? Ce rău ți-am făcut noi? De Crăciun te așteptăm să vii. Tinca a pregătit de toate și mai ales sarmalele care îți ție îți plăceau foarte mult. Eu am început de caprosul să scriu o comedie. Când voi improvizi, eu nu știu. Atâta știu că subiectul e copiat, așa cum prea bine știi că pot copia, din viața de Mahala, unde stau de când am părăsit Humulești. M-am întâlnit cu fratele Conta. La Iași ninge frumos încât s-a făcut drum de sanie. Ciricul e parcă mai frumos acum. Vino, frate Mihai, vino, căci fără tine sunt străin. Se observă din aceste cuvinte durerea pe care o resimțeai care nu se poate Ion Creangă. Care nu se poate mima, nu se poate... Era o durere dincolo de fizic. Vino, frate Mihai, vino, căci fără tine sunt străin. Deci îi simțea foarte, foarte mult lipsa. Și nu numai lipsa fizică, dar și faptul că nu îi răspundea la aceste mesaje, ca să-i dea de veste să se simtă mai, el intuia, mai bine. El intuia că în vâltoarea politicianismului vremii, în luptele pe care le ducea Eminescu, și noi știm cum a fost până la urmă închis, torturat până la moarte, el intuia. Ce-i cu Bucureștiu? De uita, tu te ai devenit războinic, da. Îi zice într-o scrisoare. Da. Da, și n-avea cum să nu intuiască, să nu cunoască pe Eminescu. Adică ce război ducea el, practic. Că, de fapt, erau războiul românilor contra asupritorilor. Acelor din străinătate, care, din afară, care sunt lucruri care sunt foarte actuale și astăzi. Întotdeauna am făcut legătură, și nu forțat, ci natural, între vremea și bătăliile și luptele pe care le-a dus Eminescu și ce se întâmplă în vremurile noastre, între mediul și în care a trăit Creangă și ce se întâmplă în vremurile noastre, pentru că există un fenomen de continuitate. Atâta vreme cât mai există ființă națională, avem această povară a trecutului care are și momente de izbândă,
dar și momente de demnitate națională. Momente de demnitate națională, momentul Cuza. Ei l-au apucat amândoi. 1859. Da, și apoi mai târziu. Și mai târziu. O altă scrisoare a lui Eminescu către Creangă, foarte scurtă. Până acum l-am mustrat A lui Creangă către Eminescu. Până acum l-am mustrat pe Eminescu că nu prea îi răspunde și că e luat cu vârtejul luptelor politice și uită și de el și de ceilalți de la Iași. Bădie Mihai, slavă Domnului că am primit vești de la tine. În sfârșit îi răspunseți odată. Foarte bucuros. Eu te credeam mort și mă luam de dor cu amintirile. Când erați în jurul meu, tu și Augură cel blestemat, Conta și alții, care acum vă fuduliți prin capitală, alături cu ciocoii, mâncaia câinii, că sunt fiii lui Scaraoschi, și pe voi norocul și binele. Adică pe ciocoi să-i mănânce câinii, și pe voi, norocul și binele. Adică pe Eminescu. De ce lași pe Veronica să se zbuci jumătate? Am așteptat de Crăciun să vii, dar beșteleu, feșteleu, că nu poți striga văleu. Cuvântul s-a dus ca fumul în sus și devenit, n-ai mai venit. Aferim, dar noi, adică Ienăchescu, Răceanu și alți mușterii pentru mâncărică și băuturică bună, am tras un bairam de cel turcesc cu vin grecesc de la Amiras. Era un grec. Apoi ne-am dus cu Sania afară din oraș și acolo pune-te iar masă, a doua zi la fel, de-abia a treia zi ne-am zburătăcit ca vrăbile, fiecare pe la vatra lui. Acum stau lângă horn cu pisicile mele și mai pun rânduială în cele însemnări. Tu te ceri cu politicianii prin timpul. Ce-ai pățit de te-ai făcut așa războinic? Sănătate și voie bună, Ionic. Deci, ce facem noi aici? Vrem să încercăm să reconstituim așa o atmosferă de epocă în care mari spirite ale acestei nații, care ne-au lăsat un tezaur, comori de frumusețe, la care îi îndemn din toată inima pe cei tineri care s-au deprins cu calculatorul și cu telefonul mobil să citească numai titluri și numai năzdrăvăniile și numai evenimente tragice, sfâșietoare, accidente și tot felul de cutremuri și de nenorociri din jurul nostru, să mai meargă câte un minut din existența lor și în urmă către viața românilor de altădată oglindită în opera marilor noștri clasici, dintre care întâiul este ca evocare a spiritualității românești alături de Eminescu, Ion Creangă. Dacă mai avem timp, până ne spun prietenii noștri... Voiam să fac un arc peste timp așa și să pomenesc câteva nume mari ale culturii românești care s-au născut în luna februarie. Asta care urmează să încheie peste câteva zile. Da. Este vorba de Ion Luca Caragiale, care s-a născut la începutul lunii februarie. Așa. Este vorba de Marin Sorescu, care s-a născut pe 29 februarie. Un an bisect. Într-un an bisect. Este vorba despre Eugen Barbu, unul dintre mari prozatori ai României, pe care alții l-au desființat, cum l-au desființat și pe Eminescu, pe Creangă. Nu numai că l-au desființat, l-au dat afară din Uniunea Scriitorilor, dar probabil s-a simțit mai bine după ce a fost dat afară din Uniunea Scriitorilor. Un mare om de cultură, un mare pictor care a activat vreo 6 ani la Buzău, dintre cei 32 de ani numai cât a trăit, este pictorul Ion Andreescu, care a realizat foarte multe lucrări. Este ciudat că nu prea e sărbătorit la Buzău și lucrările lui, multe dintre ele, iarnă în crâng, și, care reprezintă multe din peisajele din chiar, orașul Buzău. Chiar Buzău, da. Da, vreau să vă spun că acum vreo câteva zile, deci el pe 15 februarie a fost aniversat, câteva oficialități de la Uniunea Artiștilor Plastici, de la primărie, s-au adunat în fața statuiei lui Ion Andreescu. Cea mai valoroasă statuie, cea mai valoroasă din punct de vedere artistic, estetic, statuie din municipiul Buzău,
este statuia lui Paul Vasilescu, care îl întruchipează pe Ioan Andreescu în fața Casei de Cultura Sindicatelor din Buzău. Voiam să vă spun că cei care s-au adunat acolo au stat mai într-o parte așa și au fost filmat dintr-un unghi să vadă și statuia, pentru că statuia este acoperită de o terasă acolo și cei care s-au dus să-l vadă pe Andreescu nici măcar n-au spus: domnule, dar ce-s cu astea aici, când ar trebui să fie demolate, că nu s-a mai... și așa nu prea avem statui prin orașul ăsta și avem una reprezentativă și aia acoperită de o terasă care nu face cinste municipalității Buzău. Pentru că... și e vorba tot de cultura sau incultura celor care Ioan Andreescu gospodăresc... este personalitate a picturii universale, nu numai românești, dar spre norocul nostru este buzoian și a fost amplasat acolo, pentru că se spune că undeva prin apropiere a fost casa părintească în care s-a născut. Deci... tot despre cei care au legătură cu luna februarie ca dată de naștere sau de plecare la cele veșnice, îl amintesc pe un genial poet buzoian, Ion Niculescu, născut în ianuarie și... 19 ianuarie 1943 și a murit în februarie 2012. Despre genialul poet, pe lângă care mulți au trecut sau s-au mai tras de șireturi cu el, Neimon, fără să-i cunoască opera și esența geniului poetic, despre acesta vom face o emisiune la care îl voi invita și pe un bun prieten și colaborator și om de mare ajutor, Doru Ienache, îl voi invita să ne cânte pe versuri de Ion Niculescu și să-l ia voce așa cum l-a cunoscut, pentru că au avut o prietenie îndelungată. Deci, într-una din emisiunile de luna martie sau când vom fi noi disponibili, chiar dacă a trecut luna februarie, a trecut luna ianuarie, Ion Niculescu rămâne un reper la care mulți dintre buzoieni ar trebui să se raporteze, mai ales dintre cei care scriu astăzi și care nu se mai citesc nici între ei, dar aminte pe marile valori autentice, adevărate, ale poeziei românești. Eu nu știu dacă a ieșit în afara țării opera lui să fi fost tradusă, dar Ion Niculescu se lasă încă descoperit de așa zișii noștri intelectuali și filologi și profesori de limbă și literatură română. De fapt, cum am spus la Ziua Culturii Naționale, când l-am evocat și pe Eminescu într-o emisiune aici, nu este obligatoriu ca într-o anumită zi să vorbești despre o personalitate culturală, ci tot timpul. Pentru că ei ne-au marcat și ne marchează viața și destinul în continuare. Așadar, de acum încolo o să încercăm să vă deprindem, să ne acceptați și când bombardăm, când venim cu acte, cu documente, cu dovezi ale vremurilor cumplite pe care le trăim și ale ruinii naționale, să ne acceptați și când suntem războinici și când miroase în studio a praf de pușcă, a trotil, a nitrotoluen, așa și când dăm cu napalm, dar să ne acceptați și când deschidem câte o filă de carte din marea cultură națională care se lasă încă descoperită și promovată de oameni care să își înnobileze și să își îmbogățească și cultura, să își înnobileze și sufletul, încălzindu-se la flacăra marilor noștri creatori. Vă așteptăm vinerea viitoare cu o nouă emisiune și vă spunem La când se deschide o pagină de carte, tot a praf de pușcă miroase, pentru că acel praf de pușcă face bine. Să încheiem cu acestea și să vă spunem la revedere. La revedere. Și vă așteptăm la o nouă emisiune vinerea viitoare.